Nu este vorba de nicio taxă suplimentară, este o minciună, respect acest lucru. Nu e vorba de niciun fel de taxare dublă a pacienților din România. Această strategie este supusă dezbaterii publice și, în mod evident, că dacă Guvernul României nu consideră oportun acest pilot între 2026 și 2028, poate să dispară din acest plan de acțiune. Problema este a unui pilot. Să vedem dacă într-o unitate sanitară publică, după încheierea programului de lucru, un medic care lucrează în această unitate sanitară publică poate să presteze în regim privat o anumită activitate medicală. Și pacientul plătește la spital faptul că vrea să fie consultat sau operat sau investigat de un anumit medic. Dar asta nu înseamnă că pacientul este în vreun fel împiedicat să aibă acces la serviciile obișnuite. E vorba de opțiune.